Oamenii se pregătesc să facă nani la ora asta, bro. Alții pleacă în curse. N-ai ce face. Așa e programul. Like. Hai să băgăm și chestia asta. Am de alimentat la Jihum. Tu la Evetă, sigur suntem în Germania, bro. Știi ce vreau să zic? Acum mi s-a terminat, stai să apăs aici. 1, 2. E ok, de fapt. 1, 2, 3. Așa. Acum am schimbat butelia asta, suntem în data de... În data de... 21 aprilie, duminică. Și am avut-o tocmai din Germania pe cealaltă. Bro, mă las să fac și-o vlogutelor frumos, să-ți mulțumesc frumos pentru tot. Tu l-ai vetă. Mai avem un pic și ne punem pe drum. Mai e una. Nu știu. O vedea ce-a fi. Cred că aia e alta. Hai să aprindem luminile de ancoră și de navigație. 1. Nu știu dacă pe timpul nopții s-o las și pe asta, dar nu prea aș lăsa-o decât pe asta deschisă, știi? Uite așa, fain, frumos. Ăsta e al doilea, e și el lângă. No, ăsta e jet. Băi, singura chestie e că la 500 de litri e cu 20. Nu înțeleg. Hai să vedem. Mi-am făcut și o cafeluță. Trebuie să lăsăm asta așa un pic mai jos. Da, e o pauză, cred că. Înapoi. Meniu. Opa. Caută mai multe coordonate. Și hai să vedem ce coordonate avem aici. 53.192208. Per 9 aici punct 288243. Gata. Pune de aici înapoi și avem aici 53.230 53.230. Da, am zis bine, 230, 325. Și avem 9 cu 34 2574. Gata. Următorul punct de traseu. A, și aici este alimentarea. Stai, mergi. A, ba nu e acolo alimentarea. Traseu, privire generală. Stai mai departe de mine. N-au, mă rog, ciudat. Da, mă, era după ce încarc. Ioi. 11 minute, mai stăm un pic. Hai să vedem cum se vede de afară. Foarte ok, nene. Eu zic că e fain. Ia să dau drumul și la chestiile alealte. Param pam pam, param pam pam, param pam pam. Allora, param pam. Hai să afară să vedem cum se vede, lene. Tararap, top, top.
Știi cum este? Din micul și puținul pe care îl ai, dacă nu-ți faci viața faină, e mare bai. Ia să vedem. Mamă, panou cu stele, frate. Se vede fain, bro. Aici am stat foarte frumos, liniște. Încă un nene de Suceava aici. Nu știu cine e, că nu l-am văzut deloc, frate. Eu am tot mers, am pedalat peste tot. În sfârșit, dar îl scot acum, nu-l lasa prins. Așa. Îl ai acolo. Ăsta e aici. Trebuie să băgăm burienile astea aici. Așa, ăsta, buriana asta, lasă-și peste aici. La bun, cât e acolo? 13. Putem să-i dăm un pic de cheiță. Ideea știi care e? Că ține foarte, foarte ok, țin bateriile. M-am mai încărcat și laptopul și alea. Se dau aici începere, lucru, program și din alea. Începere, lucru. Punk, punk, punk. E foarte fain că au și ei GPS, știi? Ideea e că tot timpul mă uit cum mă dă GPS-ul lor și cum mă dă GPS-ul meu. E foarte important să confrunt chestiile astea, știi? Eu am mai fost aici la Amazonul ăsta unde trebuie să merg acum. Treaba e simplă. No, hai să ne deplasăm către înainte, zic. Hai să mai împurt asta aici. Hai cu Doamne ajută, nene. Punem asta aici, punem asta aici, punem asta așa, asta așa și asta aici. Și am plecat, bro. Prefer să ies mai mult în dreapta, încolo, știi? Aici am descărcat, văd că au închis ăștia. Am mai stat și aici vreo 42 de ore. E ok. E o cursă foarte faină, nu sunt mulți kilometri. No, fii atent, autorul de ce s-a aici, bro. Ia uite-l pe iepurile, nu știu dacă l-ai văzut pe șosea. A trecut. Uite-l acolo. E plin, frate, și de rulote, și de camioane, de ce vrei tu? Aici în Germania, dacă mâine nu mai lucrezi la firma A,
tot mâine te duci imediat la firma B. Eu așa cred. Ai bătut la poartă și le-ai zis, vreau să lucru aici. Ok. Și atât. Dar păi cine circulă astăzi decât eu? Ideea știi care este? Că de când am ieșit pe autobandă aici, este ceva mașină. Băi, deci numai în spatele meu acolo stă. Nu știu care e treaba. M-am uitat și la tahograf, am crezut că e ceva miliție, știi? Și am crezut că poate îmi citește tahograful, dar nu s-a întâmplat asta. Nu mai am foarte mult, vreo 36 de kilometri și ajung. Și treaba este bună, zic. Cursă de noapte, nene. Mergem regulamentar. Ia uite-l. Rilota. Și din asta mai sunt, mai este poliție, nu știu dacă știi. Dar, păi găsești cu foarte multe mașini civile, cu un autorulote. Sunt și ei pe combinația lor. Opriți planeta. No, mă, că a plecat ăla cu mașina lui de aici, din spate. Tu l-ai vetă, nu știu ce era cu el, bro. Dar a stat numai aici, lângă mine. Mai am 3,2 km și ajung și eu la destinație. Treaba e bună. Adică să încarc, mă duc să livrez și am vedea ce mai fi. Îmi plac și cursele astea de noapte. Știi de ce? Pentru că este și mai liber. Și... e ok. Nu știu. E pur și simplu e ok. Mulți ori să spună, păi da, dar noaptea este pentru dormit. Da, dar când vin după o pauză de 28-30 ceva de ore, e ok. Am schimbat interiorul, l-am pus pe galben. Zic eu că arată destul de fain. Cred că am mai fost aici. Ora Siri. Trebuia să ajung la 10:30, 22:30. Da, e ok și așa mai devreme, mai bine decât prea târziu. Aici cred că înainte era să mă orientez. Da, înainte. Este și verde la semafor. Poți să mergi. Ai tot în față, galben. Aoleu, Vasile, ce-am făcut? Ae, mai cântă, mai cânt. Amazon, Nesel, Caveus. Și cum era aici, bă, că am uitat. Stai să mă gândesc. A, mă duc și mă întorc și vin aici în parcare. Da, știe Valet. E fain când mai ajung la locații din astea care... Aici ai sens giratoriu, știi, da? Unde am mai fost, pentru că știu exact ce am de făcut. Ești din navigație, am ieșit. Lasă-mă să mă concentrez un pic aici. Ia uzi cum fac alea pe sus, pe acolo. Am crezut că e închis, bro. Aici facem așa, o curbură a pământului plat. Trebuie să mă răsucesc un pic pe aici, știi? E foarte important să le respectăm aici toate legile naturii.
GPS-ul mă duce la alimentare. Uite, mai vine unul. Ăla e tot aici la Amazon, vine. Vum. Na, fac aici un parking. Și am vedea... Stai să-l las eu pe băiatul ăsta să vină. Bun venit la oprirea 1. Bine te-am găsit, bro! Param, bam. Acum tot ce trebuie să fac este să îmi iau această minunată vestă pe mine și să merg acolo la oameni și să mă reînregistrez. E corect? Nu. Să mă înregistrez, nu reînregistrez. Vorbește, domnule, românește. Românește, îți spun. No, că m-am înregistrat. Sunt hopurile astea aici. Și aici unde m-am înregistrat îmi dă și poarta unde trebuie să merg, știi? E o chestie destul de ușoară. La 127 trebuie să ajung eu. Trebuie să merg neapărat pe hopurile astea, nu pot să le sar, pentru că apar probleme. Da. Și aici vine cineva și mă preia. Îmi pune o chestie din aia la roată și în fața mașinii. Acum am alimentat. A trebuit să alimentez și aici unde am alimentat eu acum nu funcționa pompa aia de AdBlue, știi? Nici de pe stânga, nici de pe dreapta. Și a trebuit să mă trag un pic mai spre dreapta ca să iau de la pompa aia la altă. În sfârșit am tras-o pe aici pe lângă capul tractor, prin spate, că merge, ajunge, știi? Și era unul de Nederland, era, nu, erau numerele și pe camion și pe remorcă. Și zic că, vezi că zic, nu funcționează AdBlue de aici, el tot apăsa pe ăla, știi? No, zic, dă-i pace. Ce face ăsta, bro? No, fii atent cum merge, ba pe stânga, ba pe dreapta. A, e ăla de UAD, m-a depășit pe mine. Da, mă rog. Și zic, dar nu funcționează nici cealaltă de acolo. Zic, degeaba te duci. Nu m-a ascultat. S-a dus în partea alaltă. Nu funcționa, bineînțeles, nici acolo. Nu știu ce a pălăvrăgit el. M-am dus să plătesc. Când am ieșit afară din Peco, el era cu capul tractor invers, pe sens opus, aproape la 4 metri din fața mea, știi? Și zic, bă, ăsta e sănătos la cap. Zic, dă-te că zic, trebuie să ies. Iar a început, cred că înjura, dracu să le de nebun. Păi el cum o fi crezut că vreau să ies prin spate? Doamne, frate, era amețit. În sfârșit. Am alimentat și îmi văd de drum. Mai sunt și oameni din ăștia. Eu zic că se vede fain. Nu mă deranjează pentru că luminozitatea nu este la maxim și dacă te uiți un pic se reflectă aici, vezi? Dar eu nu îl văd
pentru că, nu, stau în spate, eu stau undeva pe aici, știi? Și n-am cum să nu mă deranjează. Îmi plac cursele astea de noapte pentru că este drumul liber, nu am niciun fel de problemă. Deși atent cât este de frig, frate, s-au făcut 4 grade. No, bună treabă, zic. Destul de răcoare, nene, și ziua cât de cât este caldă. Au fost vreo 12 grade astăzi. Știu că ieri seara erau undeva la 6 sau 7. No, se face frig și aici în Nemția. În loc să vină vara, și că vine iarna, nene. Prin Austria au nins. Ae. Mergem înainte. Da, vă rog, bună ziua. Cine știe ceva mesaje, eu știu. N-avem ce face, încetuți cu treabă bună, cum spune Dani. Dani ce să facă? Și el este tot pe 3 jumate. Nu vrea să se apuce de profesioniști, a zis că lui nu-i trebuie edita mai măgăoaia. Dar sper să reușesc până la urmă să îl conving să se urce pe măgăoaie. Ideea știi care e? Că la Hamburg aici, la hamburger ăsta, se tot lucră. Și GPS-ul meu, el zice bine, săracu. Dar nu știe că nu-i pe online. El m-ar duce bine, că m-ar duce undeva prin stânga, știi? Numai că ăsta pe online îmi arată că este închis, știi? Pentru că și tura trecută când am venit de acasă, aceeași chestie am pățit, știi? Am ajuns acolo și am început să orbecăiesc prin tot hamburgerul ăsta, hopa. De nu mai reușeam să ies. Știi ce-mi place la manul ăsta? Pentru că ține foarte bine retarderul, foarte fain. Mai în dreapta, Valentin. Și își păstrează foarte fain distanța, știi? Foarte ok. Îmi place cum se conduce manul ăsta. O, vezi că toată lumea vine pe aici. Cine știe? Că și la hamburger acolo când am fost cu marfă prima oară, erau doi cu din asta, cu bascule din astea, știi? Și era noapte. Și ăia s-au dus înainte, am făcut stânga. Și zic, bă, cred că era mai bine să mă duc după ăia înainte, știi? Sunt foarte multe lucrări pe aici, pe la ei. Și ăsta de la Amazon este pe online și știe exact pe unde trebuie să mergem și am zis că o să mă duc după el. N-avem ce face. Îi dăm înainte cu treabă bună. Imediat ajungem și la hamburger ăsta. Am schimbat un pic culoarea. Nu știu cum ți se pare. Pare ok și pe mov așa, știi? Dar culoarea mea preferată este yellow. Acum s-au stabilit toate sistemele. Avem ceva lucrări pe aici, nene. Săptămâna asta a fost o săptămână plină de radare pe Germania. Nu știu ce au avut ei, o chestie din asta a lor. În fiecare an au înțeles că fac treaba asta. Da, păi să fie sănătoși. HH Harburg. E tot un fel de hamburger din ăla, cred că. Nu mai am chiar foarte mult, 116 km.
E 80, imediat se face. Să lăsăm aici la 80. Mai exact la 79. Chiar dacă este noapte sau cine știe ce, nu m-am învățat să respect viteza și toate astea. De multe ori chiar merg mai încet decât prevede drumul. Depinde de situație, știi? Depinde de drum. Dacă simt și văd că nu pot să controlez și nu este ok viteza recomandată, încerc să merg mai încetuț. Pentru că pentru mine siguranța este foarte importantă. Mă gândesc că la toată lumea. Interzisă depășirea. No, să pompăm niște gaz atunci. Uite și pe băieții ăștia cu agabaritice, cu ce sunt aici. Iar o chestie foarte importantă, da. O macara din aia. O chestie foarte importantă, mai ales aici în parcări, este de evitat parcarea pe spațiile pentru mașinile mici și mai ales aici la agabaritice. Pentru că dacă este să vină un transport din ăsta de agabaritic și tu ești parcat acolo, ai foarte mari șansele să te trezească și să te mute. Da. Trebuie doar să avem grijă unde ne parcăm. Știi ce mi s-a părut interesant? Pentru că tura trecută, cât am lucrat în Germania și eram pe camion cu numere de Germania, mă cam parcam așa, pe unde îmi venea, ca să zic, pe unde era spațiu, știi? Dar niciodată nu am avut o problemă să vină cineva și să-mi bată nu știu în geam, mută-te că nu știu ce, sau amendă, știi? S-a părut interesantă treaba asta. Iar acum că am numere de Suceava, este o responsabilitate și mai mare, după cum bine spun de fiecare dată. De ce? Pentru că sunt numere de România, nene. Și trebuie să fim foarte atenți. Hai să mergem în hamburger ăsta. Bineînțeles că am ajuns și la hamburger pe aici. La intrare aici sunt niște poduri din astea. Și am avut 55. Și mi-a dat un blitz din ăla cu roșu. Cred că e ceva comedie, cine știe. Prea înțeleg despre ce e vorba. Da, păi nu. Am mai luat din astea cu roșu. Și când... Opa! Aici pe Nemția. Da, alea cu roșu am înțeles că nu vin. Și am mai luat cu roșu și când eram cu 3 jumatele. Da, acum știu că este. Știu că este plin pe aici de radare. Da, păi nu. Mergem înainte. Yes, I know, thanks a lot. Foarte ok cam samul ăsta. Îți recomand să ți-l instalezi. Merg aici pe mijloc pentru că nu este nici trafic. Și pe dreapta acolo sunt canalizări din alea. Stai să le iau de aici din bord, să nu fie cumva vreo problemă. Punem aici. Și treaba e bună. M-am lăsat pe verde. Am zis că e interesant și pe verde. Tot schimb culorile astea. Mamă, ce bine e așa când e liber, nene. Foarte ok. Da, e verde și la semafor. Să mergem mai departe. Fii atent ce clădire interesantă și aici. Au foarte multe clădiri din astea, foarte faine aici. În hamburger ăsta. Serios. Uite-l aici pe isteț.
Ai văzut aici câte drumuri închise și din astea? Eu aici sărim și pe aici, bro. Tu l-ai vetă. Tălpă asta se dă cu tricicleta aia. A căzut un bidonaj din ăsta de aici. L-am vânturat. 0,4 facem spre dreapta. A, aici știu, deja cunosc, mă crezi? Destul de interesant să te plimbi pe aici noaptea. Uite și luna sus. Uite mă, că mai sunt din ăștia. Ăla peste tot, lucrări, carduri și tu l-ai vetă. N-o pune un verde acolo, te rog frumos, să nu mai opresc. Nu vrei, nu? Am gândit. Ia uite, ăsta așteaptă autobuzul. Unde mergi, mă, la Petroșani? Tu l-ai vetă. Unde merge, mă, ăsta la ora asta? Galben. Când opresc, nu? Bine. Ana, fii atent ce fain se vede clădirea asta din față. Uite ăsta și-a luat din aia, om. Fii atent, Alaska, băi, ești nebun la cap, ăsta se duce în Alaska cu aia. Ia uite, nu au plecat. Băi, trebuie să-mi fac și-o la astea un abonament, mă, că bicicleta l-am găsit. Serios, că te ajută. Bă, dar nu mai ieșim o dată din țara lui ăsta, orașul Soare. Ia, fii atent, columna lui Traian aici, bro. Mamă, dar ăsta e hotărât. Ia uite, bă, ce mașină. Ia uite, mă, aici și roata o din aia de distracție. Uite-l pe ăsta, Alaska, uite-l, că acum trece. Up! Acolo trebuie să faci biletul, cred că. Bre, ai uitat să le iei pe băiatul ăla din stație. Nu, no, lasă, dă-i pace, căci că nu-l mai ia. Ce vorbești, păi, treaba interesantă aici. Gata, bre, verde. Ui, ce te-ai dus. Mamă, ia uzi, încad borcanele pe acolo. Pahare. Ce ești, mă? Aici e ceva circ, mă, din ăla par de distracție. Mamă, stai că a ieșit ăsta cu elefantul. Bre, unde-l duci? Tu l-ai vetă. Ăștia se mută, mă, cred că vor să meargă undeva. Pleacă. Ce naibii de stopuri are ăsta, frate? Pe galben, nu se aprinde nimic la roșu. Ăștia-s de pe altă planetă. Asta din aia, cred că să te învârți pe ea, frate. Tu l-ai vetă pe unde m-ai băgat. Circul Globus nu are căutare. Bine, mă, știm noi. Ce vorbim noi, oare? Eu merg mai în stânga, așa, bro. 0,4 km. Haide, mă. Mai am 100 de kilometri, mă, de mers. E bine că e noapte. Dacă este ziua, trebuie să caut eu alt traseu din ăsta, știi? Te duci în dreapta, ăștia mută elefanții noaptea, mă, frate. A, vă sunteți pe combinații. Nu, mă, că omul s-a dus pe prima bandă, mă, frate. Regulamentar cu tot ce trebuie. Numai eu sunt pe mijloc aici, aiurit.
Nu, mă, că eu-s bine, mă, eu trebuie să fac aici stânga. A, bă, nu uită că duce elefantul în altă parte. Cred că îl duce să bea apă. Poți să știi? Bă, dar luma pe roșu toate, mă. Hai că vine ăsta, du-te tu în față și fă-le verde și vin și eu. Polizei, ei, mamă, ce clădire v-ați făcut, frate? Fain, nimic de zis. Da? Altul? Ok. E de 30, frate, stai ușor. Stai ușor, bro, că e de 30 aici. Stai ușor, slow. Lasă că nu mă... Ia uite biciclete pe aici, sau ce s-a stă? Da, biciclete sunt. Da. Unde mergem ăsta? La Osdorfer Born. Bă, e departe merge ăsta, mă. Nu, mă, se pune în stație sau nu? Băi, dar nu știu cum se face, că eu trebuia să ajung la 3.15 pentru a da GPS. Acum am zice că ajung la 3.07. Oi fi făcut eu ceva? Cine știe? Uite, mă, fac clădirile astea, vezi? Iar e roșu bobița aici, e plin de semafoare, frate. Fac dreapta. De aici, nu de acolo. În 1500 de metri e Mac. Vezi? Ia uite-și pe femeia aia cum stă acolo. Tu l-ai vede. Mamă, stai ușor, manule, că iar ne face la vreo poză. Da, păi tot așa, prin tuneluri. N-ai ce face, nene. Bine că este drumul liber. Searching for satellites. Mergem aici, exemplar, la 80. Păi da. Nu știu de ce, tot tronsonul ăsta e cu 80. Să fie totul safety. A, nu ți-am zis. Hai că nu-ți mai zic, îți arăt. Exact, nene, am schimbat pe culoarea. Da, mă, că mai sunt camioane care circulă, vezi? Nu sunt eu singur. Gata, nene, s-a terminat și cu restricția de 80. Putem să punem înapoi la 90. Opa! Și dă înainte, în țara întunecată, nene, să mergem. Ți-am zis că am girofar. Stai să-ți arăt.
Ia uite. Pion, pion, pion. Nu prea e în ordine să-i dau eu drumul, dar câteodată îi mai dau drumul. No, că am ajuns și la descărcare. Păi, ia uite câte amazoane. Pe aici încetuț. Mamă, dar ce spațiu imens este aici. Am mai fost aici. No, treaba e bună. Misiune îndeplinită.